Salutare și bine ați venit la ultimul meci din campionat. Suntem pe primul loc și jucăm cu Saint-Étienne, care este nou promovată și avem mare surpriză că îl avem pe echipă aici de cumpărat, doar că trebuie să dăm un jucător afară, fiindcă avem prea mulți. Acum o să vă și arăt cum dăm aici un jucător afară, să pe cine o să alegem. Unul din acela foarte, foarte slab. Cred că dăm un apărător. Da, o să-l dăm pe Wilson și o să luăm technical coach. Să vedem și la ce jucător. Și Kipciu acum vine la noi în echipă. Avem noi prea mulți mijlocași acum, dar asta este. Se mai întâmplă să ai ceva prea mult, dar măcar îl avem la noi în echipă. Asta e tot ce contează. Și avem Kipciu la noi. Suntem fericiți. Și acum vom juca numai și numai cu români. Hai că jucăm numai și numai cu români, că avem eliminare. O să vedem cum jucăm. Acum nu știu pe cine să pun pe tren. Eu zic totuși să-l punem pe Firmino. Asta este. Eu o să avem puțin mai multă clasă. Wow, cine e capitanul ăsta? E așa de bătrânel. Mă rog, nu știu cine e capitan, că nu ne arată. Ultimul meci. Avem 2 puncte mai mult decât Atletico. Trebuie să câștigăm. Deci chiar trebuie să câștigăm. Altă soluție nu avem. A, capitan este Perin. Am mai auzit de el. Nu e ceva nou. Să dăm jocul puțin mai încet. Nu știu cum se aude la voi, dar la mine se aude cam tare și ca să nu zber pe aici. Kipciu, acum Kipciu joacă la CFR Cluj, da. După cea din următorul meci pe care, deci la campionatul mondial vom avea echipa numai și numai de români, cu o mică chichiță că Ioniță este moldovean. E Artur Ioniță și na. Nu este. Adică eu cred că nu e așa de mare. Adică el este, da, ia suntem. Da, e de nacionalitate din Republica Moldova, dar nu cred că contează atât de mult, adică na. Până când o să găsim noi un jucător român, până atunci ne facem treaba cu Kipciu aici, care trebuie să vedem cum se descurcă, nu prea joacă pe poziția lui, dar trebuie să se acomodeze și să luăm gol acum, da, luăm gol, super, luăm gol de la Saint-Étienne, nou promovată. Trebuie să câștigăm meciul ăsta, e și ultimul pe care voi îl vedeți din sezonul ăsta, adică următorul meci va fi de la campionatul mondial, dacă ne calificăm, Doamne ajută, până atunci meciul cu All Star și nu știu dacă avem vreo finală de jucat. În Diamond Cup parcă am pierdut și la fel și în Champions League, ne-a scos Granada în Champions League, vai de capul nostru. Andone, aoleo, Perin acolo, nu era Perin, că Perin e, da. Trebuie să ne concentrăm, asta e lucru important, mai avem de jucat o grămadă, l-avem acolo și pe Firmino care ne poate ajuta și cred că acum va marca Firmino, clar. Firmino Bar, nu cred că a dat Firmino Bar. Dacă și Firmino a ajuns să dea bară, ce să mai. Oricum o să mă uit eu la pauză să văd cât e scorul și la Atletico. Le mulțumim celor de la Manchester United că dacă nu erau ei, noi nu mai aveam șansă la campionat că au bătut în ultima etapă. Andone, din nou cu ocazia, Andone. Apără portarul celor de la Saint-Étienne. Ioniță, Artur Ioniță cu șutul pe lângă poartă, din păcat. Un șut bun, dar cred că a ciupit și puțin bara, nu știu dacă s-a auzit, dar așa mi s-a părut. Pintili. Andone, nu, acolo. O, Perin greșește, capitanul celor de la Saint-Étienne greșește, Firmino cu o nouă șansă și Firmino nu-l mai iartă acum pe portar și ne vedem după pauză. Atletico Madrid și cu Milan 0-0, noi avem 1-1, deci nu știu dacă egalul ne duce pe primul loc, adică dacă ne păstrăm poziția, dar trebuie să mai marcăm încă un gol minim ca să conducem și să nu mai luăm altul. Sper eu. Chiar ar trebui să mergem la campionatul mondial. Deja o să fie al treilea campionat consecutiv. O să se putea da roșu la Kipciu aici. Da, dar nu, da, să zic că faza asta nu e de roșu 100%, clar, dar mă rog. Ați înțeles. Hai că dai cu gol de acolo. Nu știu pe cine l-avem în atac, poate Firmino acolo, dar dai Firmino. Dar nu câștigă acolo Firmino. Bawanga pasează în spate la Villa. Aici e offside, cred că e offside.
Nu este offside, dar Calabria se apără foarte, foarte bine și reușim să... Văd că Saint-Étienne este destul de prezentă în jumătatea noastră de teren. Nu l-a accidentat și pe Andone, să-l băgăm pe Fintelar. S-a accidentat la mână, sperăm să nu, la umăr, sperăm să nu fie ceva serios, adică să-l avem peste 2-3 meciuri. Asta e important. Ai mă, Firmino, aleargă și tu, oleacă. Și de la Saint-Étienne trag de timp, nu știu, și așa nu știu pe ce loc sunt, cred că o să retrogradeze. Măcar să ne lase să câștigăm. No, stați, eu chiar vreau să merg, chiar vreau să mergem în, mai departe la campionatul mondial, așa că băgăm jucătorii grei cum ar veni. Chiar nu vreau să facem vreo nebunie, să nu ne calificăm. A venit și Kipciu, avem echipa full de români, acum ar fi chiar urât să nu mergem mai departe. Haide, Hanca, aleargă, ultimile 10 minute. Radu degajează. Firmino, pasă bună către Huntelaar, sperăm să nu fie offside, nu este, dar este depozat. Trebuie să dea cartonaș și galben. Nu de nici cartonaș galben. Haide să încercăm un șut, dar nu cred că o să marcăm, dar mă rog, noi încercăm. Hai, că nici n-am avut și de-abia s-a lăsat. Rufier, ăsta nu mai știu unde juca, dar știu că juca undeva destul de ok. Sau poate joacă aici de mult timp, dar nu mai mi-aduc aminte. Firmino cu pasă bună la Huntelaar. Huntelaar și merge la campionatul mondial. Incredibil, Huntelaar, care ne-a ajutat totuși. Ne ajută ca să mergem, nu știu dacă Andone... Sau Andone s-a accidentat, nu știu dacă Stancu ne-ar fi ajutat să dăm gol de acolo, dar Stancu are roșu, parcă da. Dar asta nici nu joacă, așa că 4 minute trebuie să mai rezistăm ca să nu luăm gol. Dacă e nevoie, băgăm și faul, nu contează. Bună, alunecare care este... Și mergem la campionatul mondial, mergem la campionatul mondial. Ar trebui să ridicăm trofeul, chiar, nu? Nu? Da, și suntem campioni, suntem campioni, un lucru important și câștigăm, suntem acolo, posesia slabă, doar că, Atletico a pierdut, super tare că mergem mai departe, mă vei, nu contează, avem după ce am ieșit cu ăștia vreun român, nu, să vedem și repede un scouter, poate ne mai aduce vreun român, dar nu că e slabe șanse, nu. Cam asta a fost și clipul de astăzi, dacă v-a plăcut dați acolo un like, abonați-vă la canal și vedeți că vine campionatul mondial. Toate cele bune, pa, pa!